Să aveți bucurie, sufletelor dragi. O emisiune de psihoterapie în această zi pentru dumneavoastră. O emisiune prin care voi încerca să vă spun câteva lucruri foarte interesante care vă vor fi de mare folos atât în evoluția spirituală, dar și în evoluția dumneavoastră, a vieții, pentru că fiecare om este dator să evolueze în această viață și să-și construiască un drum nou. Unii sunt țintiți pe acel drum destul de dificil de a-și construi cariera, iar alții sunt pregătiți să facă față unor provocări spirituale, pentru că a te lupta cu forțele cele necurate ale răului, a te lupta cu anumite prejudecăți și convingeri pe care le au oamenii, nu este un lucru ușor, dar mi-te să vii și să te rogi lui Dumnezeu, să te duci în fața unui duhovnic, unui preot și să-ți mărturisești păcatele, curățindu-ți sufletul de toate durerile care te apasă și de toate încercările, provocările pe care le-ai trăit, le-ai simțit, păcatele, tinereții și așa mai departe. Aș vrea să știți, iubiții mei, că emisiunea de astăzi este dedicată acelor oameni care vor să-și schimbe viața, acelor oameni care vor să-și găsească un nou sens și care poate n-au primit încă un răspuns la întrebările pe care mulți dintre noi le punem. Ce se va întâmpla cu viitorul nostru? Ce se va întâmpla cu viața noastră? Și de fapt, care va fi de acum înainte soarta? Sau care va fi drumul pe care vom merge? Pentru că mulți dintre cei care mă ascultați sunteți la un nou început de viață, fie ați trecut printr-un eveniment neplăcut, fie v-ați despărțit, alții s-au pierdut de-a lungul vremii datorită problemelor care de multe ori au fost mai puternice decât sentimentele, și iată-ne într-o situație la care așteptăm un semn și un răspuns de la Dumnezeu pentru a ne schimba și de a ne scoate din iadul suferinței. De ce acest titlu, mă întreba cineva? Pentru că am fost inspirat de o carte celebră a unui mare parapsiholog sau life coach, Antonio Robbins, care a scris de altfel o carte cu acest titlu, Trezește de fapt uriașul din tine. Însă experiența duhovniciei, faptul că am putut studia puțin din fiecare lume, atât din lumea celor laici, dar și din acelora care sunt de fapt setați pe drumul strâmt al încercărilor grele, spirituale, cei care au renunțat la lume și s-au retras în mănăstiri, am încercat să înțeleg care este de fapt motivația acelor oameni care renunță la funcții, la poziții, la bogăție și se retrag într-un loc atât de modest, dar puternic sau înalt spiritual, bogat spiritual, încercând să își găsească și de fapt și-au găsit ceea ce noi căutăm poate o viață întreagă, fericirea și liniștea. Și atunci mi s-a pus o întrebare foarte interesantă de către un student. Părinte, spuneți-ne, vă rog frumos, care oameni sunt cei mai fericiți? Cei care au o bogăție materială
sau cei care au o bogăție spirituală? Și sigur că la o astfel de întrebare m-am gândit și le-am răspuns oarecum într-un anumit fel, ca să nu deranjez și să nu supăr pe niciunul dintre ei, pentru că mulți dintre cei care mi-ascultau răspunsul erau copii a unor personalități sau oameni foarte bogați și poate s-ar fi simțit jigniți, iar alții erau modești, proveneau dintr-o familie modestă, dar cu o bunătate și cu o iubire, cu o dăruire pentru învățătură și pentru colegi pe care nu vă pot descrie. Și ne-am răspuns la această întrebare așa: iubiții mei, eu nu vreau să vă supăr pe niciunul dintre voi și același răspuns vi-l dau și dumneavoastră. Un om bogat pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu bogăție, tot ce a adunat într-o zi, într-o oră, în câteva minute, poate să piardă. De ce? Pentru că în fața unor evenimente pe care noi nu ni le dorim, unor evenimente la care nu ne așteptăm, și mă refer la cutremure, la accidente rutiere, de avion, ferească Dumnezeu, la ce mai folosesc toate acestea? Și s-a dovedit de altfel de-a lungul vremii că oameni foarte bogați, președinți de state, nu și-au putut prelungi viața și n-au putut o cumpăra, pentru că, vedeți, Dumnezeu a îngăduit oamenilor, prin puterea economică, să-și poată influența viața, mai puțin un singur lucru: nu-și pot cumpăra fericirea. Fericirea și viața sunt daruri pe care tu le primești la naștere și pe care tu, iubite sufletele, ești dator să le înmulțești, ești dator să le păstrezi cu recunoștință și totodată să nu uiți că dacă Dumnezeu ți-a dat ție mai mult decât celorlalți, ești dator ca într-o zi să-i ajuți și pe cei care îți întind mâna și îți cer ajutorul. Apoi le-am răspuns celorlalți și le-am dat o pildă. Era un bogătaș foarte mare într-o zonă importantă a Moldovei. Și era un sărac care se numea Ioan și muncea pământurile acelui bogătaș. Într-o zi, trecând cu trăsura, l-a văzut pe marginea drumului pe acest biet om care, prin sudoarea frunții, își aduna o pâine pentru a-și hrăni copiii. Și l-a chemat boierul și l-a întrebat: ce faci, Ioane? Merge munca? Îți priește sărăcia? Iar el, din respect, scoțându-și pălăria, a zis: boierule, cine ți-a zis că eu sunt sărac? Eu sunt cel mai bogat om din această zonă, pentru că îl am pe Dumnezeu în sufletul, în viața și în familia mea. În casa ta am întâlnit multă nefericire. La mine în casă, copiii, de mici fiind crescuți să-L laude pe Dumnezeu, astăzi au cea mai mare bogăție numită credința în Cel care mi-a dat toate aceste daruri. Și ne spune mai departe parabola că noaptea acest om a avut un vis cutremurător. Se făcea că cel mai bogat om al satului
a murit. Și el, știindu-se că este de altfel bogătașul satului, s-a speriat crezând că el este cel care a trecut în neființă. De dimineață și-a chemat argații și le-au povestit și le-a povestit de altfel acest vis. Și în timp ce povesteau, a zis: da, boierule, într-adevăr, în această noapte a murit Ioan cel pe care tu l-ai întâlnit ieri pe marginea drumului. Ce vreau de fapt să vă spun? Și nu vreau să vă simțiți, ferească Dumnezeu, jigniți. N-aș vrea să vă simțiți oarecum ofensați. Însă bogăția despre care vorbim noi este regăsită în simțul și în glasul conștiinței noastre. Ce înseamnă a avea conștiință? Înseamnă de altfel a fi un om bun. Un om care să știe, să fie recunoscător Universului, celui care ți-a dat mai mult poate decât a dat celorlalți. Și în același timp să fii recunoscător și să mulțumești pentru toate câte ai primit, pentru că darul de mulțumire pe care tu, iubite suflete, îl areți către Dumnezeu, poate fi ca dar de răsplată, ca dar de jertfă sau ca gest de recunoștință pentru binele pe care tu l-ai primit și care, făcându-l, ți se va întoarce înapoi. De ce este important mesajul acesta al gândirii noastre? Pentru că sunt oameni care gândesc poate de multe ori cu răutate. Sunt oameni care uneori gândesc doar pentru ei. Iar mesajul pe care eu vreau să vi-l transmit în această zi este dedicat sufletului, pentru că gândirea noastră, mintea noastră, dacă este conectată la o frecvență joasă numită răutate, niciodată nu va gândi cu bunătate și pentru cei care au nevoie de ajutorul, de sprijinul și de implicarea noastră. Aș dori doar să știți că mesajul pe care eu vi-l transmit este unul plin de Duh, pentru că în el se regăsește mesajul iubirii. Noi trăim în viață experiențe și trăim de fapt ceea ce suntem noi. Sunt oameni care și-au construit fericirea pe nefericirea altora. Sunt oameni care cred că făcând rău celor din jur, anturajului, comunității, nu vor plăti niciodată. Și vă spun că fiecare lacrimă și fiecare moment de răutate pe care tu l-ai manifestat față de o altă persoană, îl vei plăti, pentru că există o ordine divină, există în acest univers o judecată dreaptă a versul și reversului și totul ți se întoarce la momentul și timpul pe care Dumnezeu îl hotărăște să-l îngăduie, iar din acel moment tu devii de fapt părtaș al unei lecții, deși poate uneori este dură, dar care poate să-ți schimbe viața. Mulți dintre noi am avut parte de o asemenea lecție. Mulți dintre noi am fost probabil încercați de greutăți. De ce? Pentru că
Există în viața noastră un plus și un minus. Atunci când faci păcate, atunci când ești nedrept, atunci când prin cuvintele tale îți creionezi un drum care de fapt nu este drumul tău. Și mă refer la cei care au intrat în anturaje, au ajuns să înjure, au ajuns să se drogheze, au ajuns să consume alcool și din aceste derapaje ale vieții au devenit foarte agresivi, au devenit foarte răi și au uitat de empatie, au uitat de fapt de mesajul pe care l-au primit în ADN și acest mesaj este de fapt dedicat iubirii aproapelui. Noi vorbim despre iubirea de aproape, noi vorbim despre îndemnurile de a face bine celor care sunt necăjiți, dar câți dintre noi le punem în practică? Câți dintre noi suntem milostivi cu cei care trec prin necazuri și suferințe? Și câți dintre noi oare răspundem acelor chemări pe care le auzim de a ajuta un spital, de a ajuta o biserică, de a ajuta o familie nevoiașă și așa mai departe? Ce ne învață de fapt Sfânta Biserică? Ne învață să ne schimbăm viața. Însă viața noastră poate fi influențată, iubiții mei, de cuvintele pe care le rostiți zilnic. Pentru că ADN-ul se hrănește cu ceea ce scoți pe gură. Și pe mulți dintre dumneavoastră vă aud rostind cuvinte foarte grele, de o vibrație foarte joasă. Și aceste cuvinte ar suna cam așa: nu mai pot, sunt foarte stresat. Vei deveni stresat. Nu mai pot, am o problemă. Problema înseamnă că te va învinge. Mai aud cuvinte: simt că înnebunesc. Ai grijă la ceea ce spui, că s-ar putea să ți se întâmple. Și multe, multe alte cuvinte, ca să nu vă amintesc de cei care drăcuiți și înjurați, bărbații care se cred Superman și încep să înjure și nu pot, din păcate, reproduce acele cuvinte triviale, pentru că sunt atât de josnice încât le-a stins aura pe care o au și a scos din normalitate în anormalitate. Nu știu dacă știați că un minut de supărare, un minut, vă lasă organismul fără apărare 6 ore. În acest timp, organismul poate fi beneficiarul unor boli grele și de regulă în acele momente când omul se supără, când omul continuă să trăiască într-o asemenea frecvență autodistructivă, își declanșează celula cancerigenă și răspunsul sau rezultatul la ceea ce se poate întâmpla, cred că îl cunoașteți. Aș vrea să știți, iubiții mei, că fiecare dintre noi avem o putere nebănuită pe care o putem declanșa la un anumit moment când ne-am hotărât să schimbăm ceva în viața noastră. Și ca să luăm această decizie de a ne schimba viața, de a
nu știu, face poate o cură de slăbire, de a ne îngriji mai mult de viața noastră. Îngăduie Dumnezeu să trecem prin evenimente neplăcute, prin boli, prin suferință, și omul, după ce a trecut printr-un asemenea eveniment, a înțeles mesajul că nu întâmplător i s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și cunosc câteva cazuri ca să le înțelegeți. Doi tineri s-au iubit foarte mult, doar că el era puțin mai plinuț și domnișoara era mai manechin așa. Pentru faptul că n-a reușit acest tânăr să slăbească, ea l-a părăsit. Când l-am întâlnit pe Bogdan, ca așa îl chema, era dărâmat. A spus că viața lui se termină aici pentru că n-a crezut niciodată că relația lor se va întrerupe dintr-un motiv atât de simplu. Și am spus: tinere, nu te întrista, trezește uriașul din tine, du-te la sală, trezește-ți de fapt voința, acesta este mesajul, și într-o zi îi vei demonstra acelei persoane ce a pierdut, îi vei demonstra că nu corpul sau trupul este important, ci valoarea pe care tu o ai în el. Și aceasta este regăsită în conștiință, în suflet și în ceea ce vei reuși să faci de acum înainte. După 6 luni de zile, am întâlnit un nou om care era atât de puternic și care îi mulțumea lui Dumnezeu de ceea ce i s-a întâmplat, pentru că acesta a fost momentul care a declanșat voința care era adormită și pe care nu și-o putea de altfel pune în aplicare, pentru că era foarte comod, așa cum mulți dintre cei care mă priviți acum sunteți foarte comod și spuneți: lasă că merge și așa. Și aici mă refer și fac o mică paranteză și la cei care nu mergeți să vă faceți analize, la cei care vă e teamă că puteți descoperi o anumită boală la care nu v-ați așteptat, și mă refer și la cei care le e teamă să vină la biserică ca nu cumva prin spovedanie să le spună preotului ce au făcut, ce prostii, ce greșeli sau alte păcate grele au făcut de-a lungul vieții. Vreau să vă spun că pe mine niciodată, ca preot, duhovnic, nu m-a interesat păcatele și nici n-am fost anchetator, așa precum poate unii preoți încearcă în spovedanie să ceară detalii, dar ce ai făcut, dar când, la ce oră, nu asta este important. Important este căința pe care tu ți-o arăți în fața duhovnicului, care este mijlocitor și care prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt poate să-ți elibereze sufletul de păcate. Și am făcut și un experiment cu studenții, i-am rugat să se pună pe cântar înainte de a-i spovedi și după ce s-au spovedit erau mai ușori cu cel puțin 50, 30, 80 de grame, fiecare în funcție de cât bagaj negativ, ca să nu folosesc păcate, au reușit să acumuleze până la o anumită vârstă. Deci, ce trebuie să facem în acel moment? Este foarte important să ne decidem cui vrem să slujim și ce vrem să facem cu viața noastră. Dacă astăzi tinerii sunt atât de rătăciți, dacă astăzi tinerii nu au o direcție, li se întâmplă acest lucru pentru că n-au încredere în ei, n-au încredere în forțele lor,
La orice ușă bat cu un CV pentru angajare, li se răspunde: n-avem nevoie pentru că nu ai experiență. Păi scuzați-mă, unde oare să-ți faci experiență dacă la fiecare ușă pe care tu ai depus, la care tu ai depus CV, ți se cere aproape același lucru? Experiența cea mai mare pe care o putem trăi este regăsită în ceea ce simțim și trăim în fiecare zi. Și aș vrea să vă întreb pe voi, cei care mă urmăriți la această oră, și v-aș pune o întrebare: dacă sunteți fericiți? Veți ofta mulți. Mulți părinți vor plânge și vor spune: nu suntem părinte fericiți pentru că avem un copil sau doi care nu ne ascultă. Avem copii care sunt bolnavi sau care s-au căsătorit și sunt nefericiți. Este o mare durere pe care o simte un părinte atunci când copilul lui este nefericit. Și de asemenea, o mare durere pe care o mai simt părinții este aceea că nu sunt căutați de copii. Sunt tineri care nu-și sună părinții decât o dată la o lună, la o săptămână, la trei. Și să știți că aceste lucruri care nu sunt cuvincioase se vor întoarce împotriva voastră, tinerilor, atunci când voi veți fi la rândul vostru părinți. Suferința pe care astăzi o transmiteți părinților voștri, într-o zi și voi o veți trăi, pentru că există, repet, o roată care se întoarce și care vă va apăsa într-un anumit moment al vieții și vă va aminti de ceea ce v-am spus și de ceea ce probabil vă vor spune părinții dacă voi n-ați urmărit această emisiune. Vreau doar atât să vă spun și vă voi da un exemplu. Tata și cu un fiu erau într-o mașină pe autostradă și au avut un accident foarte grav. Copilul era la un pas să-și piardă viața. Și în timp ce îi curgea sânge, pentru că era grav rănit, cu lacrimi i-a spus tatălui și a transmis un mesaj: tată, te rog, spune o rugăciune pentru mine. Iar tatăl, la fel de trist, panicat și cu lacrimi, a zis: îmi pare rău, fiul meu, nu știu să mă rog. Din păcate, ceea ce v-am spus este o realitate a ceea ce se întâmplă astăzi. Părinții nu-și mai duc copiii la biserică. Consideră că nu este important. E mai important să vadă un meci de fotbal la televizor. Este mai important să urmărească un film sau să se uite la desene decât să fie duși la locul unde se încarcă cu bucurie sufletul, la locul unde se dezleagă blestemele, la locul unde se vindecă rănile, la locul unde, de fapt, copilul poate învăța ce înseamnă respectul, iubirea, dragostea de Dumnezeu și față de aproapele. Deci iată cum un asemenea episod trist se poate repeta oricând în viața noastră. Și ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie ca nouă, celor care suntem de multe ori într-o situație dificilă, suntem în necaz, de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple acest lucru? Și îl întrebăm pe Dumnezeu
De ce, Doamne, mie? De ce, Doamne, ai îngăduit să mi se întâmple asta? Și așa mai departe. Vă voi răspunde eu printr-o pildă pe care am trăit-o personal și am mai spus-o de mult la un post de televiziune. Eram la început de preoție, aveam o mașină simplă și la un semafor era foarte frig într-o lună de februarie, era chiciură și era afară minus 5 grade. Era un tânăr fără mâini care ștergea cu membrele sale, pentru că n-avea mâini, farurile ce erau udate de chiciură și șoferii, deschizând puțin geamul, îi aruncau câte un bănuț. Se punea în genunchi cu gura, lua bănuțul și îl puneau în buzunar. Înaintea mea era un tânăr cu o tânără într-un jeep foarte frumos. Parcă și acum văd acel moment. L-a chemat pe acest om necăjit la geam și pentru a-și arăta el bărbăția, i-a dat un pumn în gură acestui om nevinovat. A căzut pe spate, i-a dat sângele și s-a făcut verde. Bineînțeles că el a plecat, iar eu am rămas acolo și cei care erau în spatele meu mă claxonau de nervi, că am blocat traficul, de parcă toată lumea era lor. Nu interesa faptul că jos era un tânăr care suferea și care era rănit. L-am chemat și, plin de teamă, n-avea curaj să mă se apropie de mașină. Aveam la mine puțini bani și o bucată de pâine pe care o adusesem de la biserică. I le-am întins și a început să plângă. Nu vă pot descrie tristețea din ochii acelui om, care în acel moment mi-a zis așa: precum curg cerurile să vă înmulțească Dumnezeu darul, precum curg aceste șuroaie să fiți binecuvântat. Și am spus: vă rog frumos, mergeți acasă. Și a zis: eu nu am casă, casa mea este bunătatea oamenilor. Când l-am privit la picioare, avea păpucii rupți, i se vedeau degetele și tremura de frig. I-am promis că mă întorc a doua zi să-i aduc din ceea ce aveam acasă, niște pantofi și niște haine. L-am căutat a doua zi, a treia zi nu l-am mai întâlnit. I-am întrebat pe cei din zonă dacă l-au văzut, dacă știu, și nimeni nu știa de el. Ajungând la Preasfințitul, l-am întrebat: Preasfinția voastră, ce poate fi acest lucru? Am întâlnit un om care, din ziua în care m-a binecuvântat, am simțit că a intrat așa, nu știu, mesajul lui m-a impresionat atât de mult încât n-am să-l uit niciodată. Și mi-a zis așa: să nu uiți, tinere, că cel puțin o dată în viață fiecare dintre noi oamenii ne întâlnim cu Dumnezeu și nu știm că e El. Vă pot spune atât, că din acea zi viața mea s-a schimbat. De aceea vă rog, prin ceea ce vă spun astăzi, prin cuvintele pe care voi le rostiți astăzi, să construiți fericire, să fiți milostivi cu cei care au nevoie de ajutorul vostru. Prin puterea cuvintelor voastre să vă treziți din somnul pe care îl dormiți
și să vă propuneți ce doriți de la viață. Vreau să știți că în univers totul funcționează după programare. Ne programăm să mergem la muncă, ne programăm să mergem la biserică, ne programăm să facem anumite lucruri, să ne construim o casă, să ne realizăm un vis. Iar toate aceste lucruri pe care noi ni le programăm nu pot fi realizate decât cu o singură condiție: dacă tu respecti două lucruri esențiale, să crezi în tine și, înainte de toate, să crezi în Dumnezeu și să-L rogi să te binecuvinteze în tot ceea ce faci. Am întâlnit maici care n-aveau niciun ban atunci când doreau să-și construiască o mănăstire. Și îmi spuneau: părinte, aici va fi biserica, aici vor fi chiliile, aici va fi drumul de acces. Totul pe hârtie era perfect. Și le-am întrebat: ce buget aveți? Aveți vreun ban? Și au zis: nu. Îl avem pe Dumnezeu care ne va trimite prin oameni. La câțiva ani distanță m-am reîntors în acel loc și tot ce a spus maica s-a realizat, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Important este să vrei. Sunt tineri care vor să devină medici. Crede în asta și vei deveni medic. Sunt oameni care vor să-și cumpere o casă. Crede în asta și ți se va realiza. Sunt oameni care vor să aibă un copil. Crede în asta, nu te îndoi. Și roagă-te sfinților. Îl avem pe Sfântul Pangratie aici, aducătorul de pace, de bucurie și de fericire, care de câte ori l-au chemat în ajutor oamenii, care de câte ori l-au chemat în ajutor tinerii, care de câte ori l-au pomenit cei care au necazuri, datorii la bănci, au încercări, se ceartă în casa și în familia lor, au primit ajutor de îndată. Iar cei care se roagă, cei care sunt blocați în propriile gânduri, care sunt blocați în viața lor, fie că se află sub efectul unui blestem, despre care vă voi vorbi în partea a doua a emisiunii de astăzi, pentru că astăzi va fi o emisiune mai lungă, și sau fie sunt posesori a unor duhuri necurate care îi posedă și care le încurcă viața, pentru că ceea ce trebuie să știți, diavolul nu știe niciodată ce gândești decât dacă spui. De aceea, când oamenii rostesc cuvinte grele, cred că înnebunesc. Diavolul aude și te ajută să nebunești. Când folosești cuvinte grele, și aceste cuvinte sunt cele în care drăcui, el vine de îndată și zice: unde ai nevoie să te ajut? Și la un moment dat te ia cu el. De ce? Pentru că cele mai multe boli psihice, și mă refer și la bolile care de fapt sunt recunoscute ca fiind ale secolului, depresia și anxietatea, epilepsia, de regulă sunt boli care sunt create de starea de emoție negativă sau de șoc pe care unii oameni o trăiesc, sunt întreținute de oamenii care plâng și care nu se regăsesc în nimic, și mai mult decât atât, aceste boli fac parte din noi, din corpul nostru, care se luptă prin anticorpi
să-și găsească alinarea, vindecarea, iar noi prin puterea gândului blocăm orice șansă de vindecare, pentru că zilnic alimentăm informația negativă, boala, supărarea cu ceea ce scoatem pe guriță. Dacă ai o boală și zilnic te plângi de ea, nu vei scăpa cu toate pastilele din lume, pentru că singur ți-o hrănești prin frecvența cuvintelor tale. Dacă ai o supărare și zilnic vorbești de ea, nu vei scăpa, pentru că ți-o alimentezi în fiecare zi cu ceea ce spui pe gură, pentru că, așa cum vă spuneam și într-o altă emisiune, cuvintele sunt ființe vii, ai grijă ce vorbești, că s-ar putea să se întâmple. Apoi, cei care aveți blesteme, cei care sunteți moștenitori a unor duhuri necurate, a vrăjilor, care poate v-au îngrădit șansele de a merge mai departe, v-au îngrădit dreptul de a fi fericiți. Există pentru orice situație de acest gen remedii. Iar am scos acest pachet, Darul Bucuriei, care conține o sticluță de un delem simțit și o carte de dezlegări ale celor 7 noduri, blesteme și alte, aici o vedeți, alte rugăciuni pentru orice situație pe care dumneavoastră, cei care acum mă urmăriți, orice necaz și supărare le aveți. În această carte veți găsi acatiste care trebuie rostite pentru probleme, și mă refer la cei care își caută un loc de muncă, cei care vor să se căsătorească, cei care sunt blestemați, sunt bolnavi și așa mai departe. Și cu această ocazie, cu ajutorul bunului Dumnezeu, pentru că voi serba pe data de 21, adică mâine sau azi, pentru cei care ne vor urmări în reluare, hramul bisericuței ctitorite de mine, bisericuța din lemn Sfânta Maria, voi face și rugăciuni de dezlegare pentru cei care sunt în necazi, în probleme și în dureri. Cei care vor dori să ne ajute bisericuța, cei care doresc să ne ajute să construim oraclă pentru moaștele Sfântului Pangratie, Sfântul care s-a dovedit a face minuni, Sfântul care i-a împăcat pe cei învrăjbiți, cei care vor dori să o facă, îi rog să ne ajute, pentru că binele pe care îl vor face va fi pomenit la ctitorii bisericii, miluitorii și făcătorii de bine. Aș vrea doar să vă dau un exemplu a unei minuni pe care Sfântul Pangratie, izbăvitorul de demoni, alungătorul de tristețe și vindecătorul de boli, a făcut-o cu o femeie din Bacău la care i-a ars casa. Și mulți dintre cei care mă urmăriți la această oră poate ați participat la dezlegările cele mari pe care le-am făcut în septembrie. A venit și a mărturisit public minunea care i s-a întâmplat, pentru că eu am cunoscut-o venind la bisericuță să ceară ajutor pentru reconstrucția casei, pentru că i-a ars totul. Și parcă o văd și acum pe această femeie plângând, îmi spunea: părinte, pe lângă necazul că mi-am pierdut tot, mi-a ars și ultima haină din casă, necazul cel mai mare pe care l-am este copilul. Are o tumoră pe creier și trebuie operat. Și îmi spuneau medicii că este atât de periculoasă această operație încât trebuie să semnez pentru viața lui și îl rog pe Sfântul Pangratie și pe Maica Domnului, pentru că biserica este oblăduirea, se află sub oblăduirea Maicii Domnului, să-l facă sănătos. Am trimis-o să se roage cu credință la moaștele Sfântului și la icoana
pe care o avem în bisericuță și care, de fapt, prin ajutorul Maicii Domnului am construit această biserică plină de istorie. Și era într-o zi de sâmbătă, iar vinerea următoare trebuia să fie operat. Când a ajuns la operație, medicii s-au închinat și au spus: Doamnă, s-a produs o minune. Copilul nu mai trebuie operat pentru că tumora care o avea s-a retras. Și acest lucru nu l-am făcut noi oameni decât minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. A venit femeia strigând și mulțumind lui Dumnezeu și Sfântului și a mărturisit public această minune cu documente, cu acte, încât toți cei care erau acolo, câteva sute de oameni, s-au închinat, au mulțumit lui Dumnezeu și au zis: mare este Dumnezeu și sunt mari sfinții Lui. Dacă eu ca duhovnic și ca preot vă recomand să-L aveți în casele voastre pe acest mare sfânt, despre care poate n-ați auzit până acum, știu, aveți 30 de icoane, aveți 20, veți pune mulți, luați-L ca prieten în viața voastră pe Sfântul Pangratie și dați-L copiilor voștri. Dați-L în dar de bucurie și nu numai pe Sfânt. Și acest pachet numit Darul Bucuriei, nu cred că există un cadou mai frumos decât să dorești unui om sfințenie, să-i dăruiești iubire și să-i dăruiești îndemnul de a-și schimba hainele cele vechi, de a se trezi și de a începe o viață nouă. Oare există vreun om care să zică: nu vreau mai bine? Nu cred. Orice om pe acest pământ are o problemă. Orice om pe acest pământ își dorește să primească un semn de la Dumnezeu și viața lui să se schimbe. Dar schimbarea, să știți, iubiții mei, nu vine din cer, vine de la voi. Voi sunteți cei care trebuie să vă decideți când și cum vreți să se întâmple acest lucru, pentru că sunteți oglinda a ceea ce gândiți. Adică fiecare dintre noi se autoevaluează, se interpretează și spune: ăsta sunt, atât pot. Dacă te-ai mulțumit în viață să ai o viață prin care să nu se întâmple nimic, atunci toată viața ta va fi latent, așa, nu se va întâmpla nimic și vei rămâne în aceeași stare și vei privi cu invidie, pentru că invidia, de fapt, ce este? Este rodul neputinței. Îi vei privi cu invidie pe toți cei care au reușit și s-au realizat în viață. Mă întreba cineva: de ce există așa de mare diferență între oamenii care au reușit în viață și oamenii care n-au reușit nimic? Adevărata bogăție a unui om care n-a reușit să facă nimic sunt scuzele. Dacă aș fi avut părinți, nu știu de care, poate și eu aș fi făcut. Dacă, iubiții mei, nu mă refer la bogăția materială. Mă refer la bogăția spirituală, la puterea din voi. La faptul că nu aveți voie să mai fiți triști. Tristețea, plânsul nu vă rezolvă problema, ci din contră vă adâncește. Voi, nu uitați, nu uitați că aveți, iubiții mei, ceva special, și acel ceva special se numește Darul lui Dumnezeu. Vom intra într-o scurtă pauză de publicitate și vom continua cu cea de-a doua parte a emisiunii. Revenim.